Bună, dragii mei capricorni și cei care aveți ascendentul în această zodie. Bine v-am găsit la o nouă clarviziune pentru luna ianuarie. Persoanele care doresc să comande cele două cărți scrise de mine, Carte de descântece și Tainele magiei, îmi pot trimite un mesaj pe WhatsApp la numărul de telefon pe care îl găsiți în descrierea acestui videoclip. La fel și persoanele care doresc o consultație, o etalare sau care doresc să se înscrie la cursurile de magie, de tarot, numerologie, dezvoltare personală și spirituală. La fel, veți trimite un mesaj pe numărul de WhatsApp pe care îl găsiți mai jos de videoclip și acolo veți primi detaliile necesare. Bun, dragii mei, să vedem cum va fi luna ianuarie pentru voi. Voi începe această clarviziune cu o carte a îngerilor. Îngerul, Arhanghelul Rafael pentru voi, un arhanghel foarte benefic, un arhanghel care aduce însănătoșire pentru persoanele care au probleme de sănătate, te ajut să te vindeci sau te ajut să vindeci provocările fizice în tine și în ceilalți. Ești un vindecător ca și mine. Da. Arhanghelul Rafael vă spune, da, poate pentru o parte dintre voi, că misiunea voastră personală este de a vindeca persoanele, de a vindeca oamenii sau de a avea o meserie, da, pe aproape, nu neapărat doctor sau, eu știu, asistentă, poate infirmieră, poate să îngrijiți copii la un orfelinat, poate să faceți voluntariat, da? Și bineînțeles, vă transmite mesajul că acele persoane care sunt bolnave vor primi vindecare, vor primi ameliorare a bolii, da? A stării de sănătate. Rugați-vă Arhanghelului Rafael, mai ales atunci când aveți, da, probleme de sănătate. Și el vă va veni cu siguranță imediat în ajutor. Haideți să vedem ce au să vă transmită și cărțile de tarot. Un nou început din punct de vedere material. Poate un nou loc de muncă, poate unii dintre voi vă gândiți să plecați în străinătate sau poate unii chiar vor și pleca. Unii se vor gândi, iar alții dintre voi vor pleca. Clar, îmi arată persoane care în luna ianuarie vor avea un statut destul de bun. Da? Sau poate să fie vorba, dacă plecați în ianuarie, până la anul, în ianuarie, veți arăta ca acest boier. Da, se vede ce frumoasă este această carte. Nu trebuie să stați foarte mult pe gânduri, foarte mult să vă gândiți atunci când aveți de luat o decizie. Deciziile în luna ianuarie trebuie luate repede, da? Nu trebuie să întârziați, nu trebuie să tărăgănați lucrurile, trebuie să vă
vă asumați anumite lucruri și să vă rezolvați problemele în cel mai scurt timp posibil, da? Pentru a avea satisfacție, pentru a profita de anumite avantaje economice. Da? Asta vine ca un sfat. Astfel de săbii arată clar un nou început, un nou început care vă va aduce cu siguranță mai mult optimism, vă va aduce zâmbetul pe față. Cărțile vorbesc și despre o nouă relație, despre noi oportunități care vin în calea dumneavoastră, despre stabilitate economică, despre stabilitate din punct de vedere amoros, din punct de vedere sentimental, din punct de vedere relațional cu prietenii, cu familia. Da, poate vă întâlniți, poate, eu știu, petreceți mai mult timp împreună. Cărțile te sfătuiesc să iei anumite decizii sau, da, să iei anumite decizii privind în suflet, da, și lăsând rațiunea, gândul, mintea deoparte. Da, chiar dacă sfatul anterior a fost acționează repede, dar acționează din suflet. Fă lucrurile din suflet. Nu încerca să profiți de alte persoane. Da? Și acest mesaj este un mesaj destul de important. Da? Încearcă să, nu știu, să te bazezi pe tine, să nu profiți de alte persoane. Tu poți să faci, tu ai totul la îndemână pentru a reuși. O parte dintre voi, în această lună, cu siguranță vor cădea în melancolie sau poate se vor simți epuizați, obosiți, poate nu vor mai avea chef de nimic. Sau, eu știu, poate vor avea nevoie pur și simplu să-și pună ordine în viață, în gânduri. Da, dar nu stați prea mult în această postură, da? Ridicați-vă, acționați. Nu este cazul să rămâneți aici. Este cazul să faceți ceva. Dragii mei, eu sunt Sofia, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!